Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, este oaspetele Europei Libere. Mulțumim mult, domnule ministru, că ați găsit timp să avem această discuție. Acum când tot mai mult se vorbește despre rezultatele pe care trebuie să le livrați după ce ați promis și în campanie electorală și pe parcursul, încă când erați în fostul legislativ, că lupta împotriva corupției și reforma justiției ar trebui să aducă mai aproape Republica Moldova de standardele Uniunii Europene, ceea ce ar însemna bunăstare, prosperitate în Republica Moldova. Au trecut șase luni de când au avut loc alegerile parlamentare, de când PAS a luat majoritatea și el la guvernare. Unii încearcă să vă creadă că e un timp prea puțin ca să livrați rezultate, alții, din contră, vă critică dur și vă reproșează că prea lent onorați ceea ce ați promis în campania electorală. Cum se -i explică această stare de spirit din societate? Bine, democrația presupune diversitate de opinii, dreptul la critică, evident că fiecare are dreptul de a critica. Uh, sigur că eu tot mi-aș dori ca lucrurile să meargă mai, uh, mai repede, uh, doar că există niște procese care urmează a fi realizate în conformitate cu toate standardele internaționale. Uh, noi am spus că reforma noastră va avea două componente de bază. Este cumva, oprirea schemelor corupționale și inițierea unei lupte împotriva corupției pe de o parte, pe de altă parte, implementarea unei reforme sistemice care ar conduce la edificarea sau la punerea uh, temeliei pentru un stat de drept veritabil timp de patru ani de mandat. Uh, pe, a doua, pe a doua componentă, noi uh, deja am definitivat uh, proiectul de lege cu privire la evaluarea Candidaților la funcțiile de membru în Consiliul Superior a Magistraturii și Consiliul Superior a Procurorilor. Am definitivat proiectul în conformitate cu avizul pe care l-a formulat Comisia de la Veneția în luna decembrie anului trecut, și deja săptămâna aceasta suntem gata să mergem cu. Proiectul respectiv de lege, uh, inițial în Guvern, după care sper eu, până la sfârșitul săptămânii, să-l aprobăm deja în prima lectură în Parlament. Și ați uh, făcut o promisiune că în februarie-aprilie ar putea să înceapă această evaluare. Acum, un pic se deplasează acest termen? Uh, nu neapărat se deplasează. Deci, calendarul este următorul. Noi, în ianuarie, deci votăm în prima lectură până la mijlocul lunii februarie. Uh, probabil legea va fi publicată în monitor oficial, pentru ca să începem evaluarea propriu zis de la 1 martie sau cel târziu la 1 martie, deci între mijlocul februarie și 1 martie urmează etapa de pregătire, identificarea experților sau numirea experților, sediu, logistic, secretariatul comisiei, așa încât de la 1 martie să înceapă propriu zis procesul de evaluare a celor candidați care deja și-au depus dosarele pentru a deveni membri în CSM și CSP și totodată noi vom permite și altor potențiali candidați să aplici așa încât în procesul ăsta de evaluare a integrității să participe toți cei care, își vor, care vor dori să o facă până la 1 martie. Prin această evaluare, dumneavoastră, insistați că o să faceți curățenie în sistem, așa cum ați Deci promis. curățenia în CSM și în CSP. Ce este CSM și CSP? Sunt niște foruri extraordinar de importante, sunt forurile care dictează uh, toate numirile, promovările, eliberările din funcția de judecător și procuror. Eu cred că dacă vom avea uh, un CSM curat uh, din oameni onești uh, și un CSP la fel, putem spune că o bună parte din reformă a fost deja inițiată, pentru că de-a lungul timpului s-a dovedit că anumii aceste organe de autoadministrare au fost cele care au Dat tonul în sensul negativ. Deci, esența acestei reforme este următoarea: în calitate de membru a CSM și CSP, să nu, poată accead, să nu poată să acceadă persoane care au probleme de integritate, care au comis abateri de la principiile dietică, care au averi, care sunt. Cu mult mai mari decât veniturile oficiale, legale, declarate, uh, și în cadrul adunării generale a judecătorilor și a procurorilor să participe doar persoanele care nu au astfel de probleme. Uh, noi sperăm ca acest proces să aibă loc între martie și. Aprilie, așa încât în luna mai să aibă loc deja adunarea generală a judecătorilor, adunarea generală a procurorilor, care să decidă cine din cei care au trecut acest filtru de integritate sunt delegați în componența CSM și CSP. Plus, această lege urmează să fie aplicată și în raport cu membrii societății civile care urmează să fie delegați din, de către Parlament, da? deci în CSM. Dacă vorbim de CSM, sunt. 12 membri, 6 din partea judecătorilor, din partea Bresley, 6 din partea Parlamentului a Societății Civile. Deci, respectiv, toți cei 12 urmează să treacă acest filtru, deci urmează a exista proceduri similare atât pentru membrii judecători în componența CSM, cât și membrii non-judecători care ar fi delegați de Parlament. Dar tocmai a fost repus în funcție domnul Clima. Mm. Adică s-a luat decizia da. să fie repus în funcție Da, am văzut am văzut și eu acea decizie Am comentat-o Nu cred că am ce adăugat la ceea ce am spus Este într-adevăr o dorință uh, O încercare disperată de a zădărnici reformele uh, Însă și numele de Vlad Clima Cumva este un simbol a injustiției, după mine, pentru că Vlad Clima este cel care a menținut decizia uh, ilegală de a anula alegerile în Chișinău și eu, după cum văd lucrurile, este o încercare de a, de a zădărnici mersul reformelor uh, în sensul curățirii sistemului. Uh, înțeleg, noi nici nu am spus vreodată că va fi ușor, dar totodată suntem în continuare uh, dispuși să realizăm această reformă, indiferent de uh, piedicile care vor fi. Uh, pe parcurs. Dar, de fapt, atunci când se încearcă zădărnicirea acestei reforme, se câștigă în timp, se mai poate face anumite lucruri, se mai pot face pe interior? Cum înțelegeți, dumneavoastră, această piedică care se încearcă a fi pusă guvernării ca să ducă la bun noi, sfârșit această reformă? Noi nici nu am sperat la foarte mare dorință din interior de a schimba sistemul pentru că sistemul a avut această posibilitate, de multă vreme putea să acționeze în sensul curățirii, de aceea aceste reforme de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor vin anume pentru că nu avem nu avem încredere că sistemul se poate auto curăța. În alte state, în alte state justiția este cea care a curățat clasa politică, la noi urmează să fie invers, politicul trebuie să curețe justiția pentru ca ulterior deja și justiția să își realizeze acea misiune pe care le o are într-un stat de drept. Bine, dar oponenții dumneavoastră politice, adversarii, vă critică că dumneavoastră încercați să -ți căpați de oameni incomozi din sistemul justiției și că ați vrea să-i promovați în acest sistem doar pe cei care sunt loiali actualei guvernării. Noi vrem să curățim sistemul de persoane care au probleme de integritate și care au omis decizii vădite ilegale. Asta vrem să facem și în patru ani de zile, până la sfârșitul mandatului, noi vom reuși să curățim acest sistem. Vorbim, Suntem acum la etapa de curățirea csm și csp Precum am spus, însăși procesul va dura în lunile martie, aprilie, mai, undeva va fi, vor fi adunările generale. Eu cred că la începutul verii vom avea CSM-uri și CSP-uri noi. Ulterior, deja vom începe și reforma de curățire a întregului sistem judecătoresc, care, da, va dura mai mult. Dar și aici, în situația în care vom avea CSM și CSP reformatoare corecte, deja chiar și acel vetting va putea fi realizat mai ușor, pentru că organele de autoadministrare curate vor avea un rol în procesul de vetting propriu-zis. Evaluarea înseamnă să-i treceți prin sit. Aveți un calcul pe care l-ați făcut, măcar aproximativ, câți pot rămâne în sistem, câți ar trebui să-și ia rămas bun de la activitate? Nu avem un calcul pentru că nu putem să-l avem. Având în vedere că însăși evaluarea va arăta cine poate să rămână și cine nu poate să rămână. Cert este că numărul celor care va pleca va fi semnificativ și aici trebuie să venim cu soluții paralele pentru ca să nu admitem blocaje în sistem. Adică, dacă urmează. Un anumit număr să fie exclus din sistem, trebuie să avem soluții ce facem cu uh, completarea rândurilor, cu necesitatea de a avea un sistem prin care alții să vină în sistemul de justiție. Și sunt și aici idei, majorarea numărului. Nu, de exemplu, majorarea numărului de persoane care sunt instruite la Institutul Național al Justiției, eventuale protocoale de colaborare cu, de exemplu, Institutul Național al Magistraturii din România, pentru ca să fie pregătit și acolo potențiale judecători sau măcar să fie instruire continuă a celor care sunt în sistem. Deci sunt soluții, ne gândim și la această situație. Dar credeți că ar putea, domnul Clima, până în vară să revină în funcție și să conducă CSM-ul? ce de... CSM-ul. curtea de apel. Curtea de apel? Nu, bine, nu știu acum din câte înțeleg este redactată hotărârea judecătorească. Din câte am văzut eu, instituția prezidențială prezidențială a contestat această decizie. Urmează da? să vedem ce se întâmplă, ce se întâmplă mai departe. Doar că dacă ei cred că prin astfel de măsuri vor zădărnici procesul de curățare, se înșala marnic, noi vom veni cu soluții, uh, indiferent de acțiunile lor. Um, și pentru că ziceam că sunt și critici care se îndreaptă către guvernare, că prea lent decurge această reformă și prea lent sunt librate rezultate în domeniul justiției, eu am să-l citesc pe un urmăritor al Europei Libere care spunea că absolut toți vorbesc despre casta de judecători intangibili, vorbesc că impunitatea e cea mai mare problemă în sistem, nimeni nu a fost pedepsit pe bune și chiar dacă s-au făcut anumite investigații, erau similare cu pescuitul sportiv. L-am prins, l-am arătat și după asta i-am dat drumul. Na, din păcate, așa și este. Nu am avut niciun caz de uh, condamnare pe bune a vreunui judecător. Da, au fost anumite încercări, dar uh, în realitate ei sunt bine mersi. Uh, adică o mână mai spală pe cum? Da, bineînțeles. Nu putem să uh, spunem că nu este așa, așa este. Noi avem, uh, suntem o țară în care avem corupții, dar nu există corupți și asta este paradoxul, noi avem oameni care au furat miliarde și n-au pățit nimic, noi avem judecători care uh, sunt extrem de corupți cu averi de milioane declarate și nedeclarate și în continuare participă la actul de justiție, fapt care e evident că se răsfrânge negativ asupra, asupra vieții oamenilor. Ați promis să, să interveniți în lege referitor la confiscarea averilor pentru cei care nu le pot justifica, averile dobândite pe care le ilegal. E, e dificil acest proces? Deci, aici vorbim despre modificarea Constituției, care este un proces care, care, durează. Este vorba de modificarea articolului 46, alinea 3 din Constituție, în sensul inversării sarcinii probii în cazul funcționarilor publici. Și aici PAS uh, nu are suficiente voturi ca să uh, modifice Urmează Constituția. să vedem. Este o procedură, proiectul de lege se depune la Curtea Constituțională, se dă un aviz, după care șase luni el trebuie să stea pe rafturile Parlamentului. și Doar după șase luni se inițiază procesul de vot pentru votul final este sunt necesari 68 de uh, voturi, Tot pasul are 63. Uh, urmează, vedem dacă sunt și alții care vor să susțină. Cel puțin, în declarații au spus că ei nu au nimic împotriva. Dar pentru... nu o să renunțați la acest pas. Uh, nu, 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 nu renunțăm. Deci, asta este vorba de confiscarea uh, civilă, dacă putem să o numim. În același timp, trebuie să și avem în plan inițierea unui proiect de lege care ar simplifica uh, confiscarea extinsă în penal care, chiar dacă există acest instrument din 2015, introdus în, sau 2014 chiar, introdus în legislație, iată că până în ziua de astăzi, noi nu avem niciun caz când ar fi fost confiscată, extins averea vreunui funcționar sau demnitar. La fel, nu avem niciun caz de confiscare civilă, și și lucrul ăsta este la fel foarte trist. Avem legi care spun posibilitatea confiscării, dar confiscări nu există. Și atunci cetățenii vor mai aștepta încă mult timp până când mm. îi vor vedea pedepsiți pe cei care nu pot să și justifice averile pe care le au? A, bine, asta evident că depinde de instituțiile statului și în sensul ăsta noi lucrăm. A, există a, acest articol din codul penal cu îmbogățire ilicită, care din nou a fost introdus în anii 2015, care nu a fost materializat. A fost o vreme când procuratura în general nu vroia să intenteze dosare pe acest articol, de parcă el nici nu exista. Ei spuneau că pentru a iniția un dosar pe îmbogățire ilicită trebuie să existe un act de constatare definitiv din partea Autorității Naționale de Integritate, ceea ce este un nonsens. Pentru că sunt proceduri paralele ceea ce face ANI și ceea ce poate să facă Procuratura. Acum am văzut mai multe dosare inițiate pe îmbogățirii ilicite, și eu vreau să cred că de vor data aceasta finalitate? vor avea o finalitate atât în sensul condamnării celor persoane care au și care depășesc de sute de ori veniturile declarate, cât și în sensul confiscării domnule ministru atunci când se pregătește un proiect de lege îl trimiteți pentru expertiză și comisiei de la Veneția evaluarea procurorului general era sub semnul întrebării comisia de la Veneția a criticat acele modificări operate de executiv la inițiativa Ministerului Justiției la legea Procuraturii. Ați ținut cont totuși de sugestiile care au venit de la Comisia de la Veneția? Reveniți la acest subiect? Aveți de gând să îmbunătățiți ceea ce vi s-a solicitat de Comisia de la Veneția? Uh am spus din start că chiar în momentul în care a fost aprobată acela viza Comisiei de la Veneția, că chiar dacă vizele Comisiei de la Veneția nu implică vreo obligațiune a statului, pentru că ele au caracter de recomandare, Dar e bine să oricum, oricum noi vom implementa absolut toate observațiile Comisii de adică la cum le Deci, a, aici să fie uh, foarte clar pentru cărcotași care au spus că eu aș fi spus că uh, avizele au caracter de recomandare. Da, ele au caracter de recomandare, dar noi nu am spus că nu vom ține cont de ele. Din potrivă, vom ține cont și le vom uh, implementa în sensul uh, modificării legii la Procuratură pentru a incorpora. Uh, acele probleme care au fost semnalate de Comisia de la Veneția. Și am pornit lucru în acest sens. La Ministerul Justiției noi am elaborat un proiect de modificare legii cu la Procuratură. A Aveți fost, asemenea Da, avem un astfel de proiect de legii. El a fost transmis pentru consultare grupului de lucru pe Reforma Justiției a Consiliului Europei. Săptămâna trecută, săptămâna aceasta vom avea o discuție, o primă discuție cu privire la acest proiect. Vedem ce spun colegii de acolo, și imediat cum avem un feedback pozitiv, îl inițiem procesul de adoptare în țara noastră. Deci, Dar îl fac ce includeți în acest proiect? Sunt mai multe. Propuneri care rezultă din avizul Comisiei de la Veneția. Am luat avizul Comisiei de la Veneția, am văzut care sunt observațiile și, pornind de la acele observații, au fost formulate uh, amendamente la legea cu la. Dar brocaturi. ele nu vor mai fi retroactive, ele vor fi valabile uh, de acum înainte, după ce va fi aprobată. În... Bine, nicio lege nu este retroactivă. Uh, uh, da, el, evident că ele vor produce efecte din momentul în care vor fi, vor fi votate, dar asta nu înseamnă că uh, procedurile inițiate uh, pe baza legii, care au fost criticate de Comisia de la Veneția, uh, vor fi de, uh, finalizate exact așa cum au fost în formula inițială. Dar, uh, apropo, cazul uh, Procurorului General Stoianoglu se pare că a ajuns până la CEDO care va fi deznodământul demisiei sale? Bine, orice persoană are dreptul să depună o cerere la Curtea Europeană a drepturilor omului. Nu este nicio problemă aici care va fi deznodământul, este, există acea comisie, știu că activitatea ei a fost suspendată temporar, dat fiind faptul că procurorul general suspendat a tot inițiat diverse dosare în justiție împotriva inițierii procedurii de evaluare și conform legii inițierea celor cereri de chemare judecată a condus la suspendarea de drept a procesului. Noi, la ultima ședință a Consiliului Superior a Procurorilor, am discutat acest aspect. Urmează, din câte eu mi-aduc aminte, să se revină la modificarea regulamentului de evaluare performanțelor, având în vedere anumite chestiuni care au apărut parcurs și nu, erau, nu își găseau o reglementare în cadrul acestui regulament. Deci CSP-ul trebuie să discute și să stabilească calea de urmat în privința da, acestui pe cale, proces. Pe cale legală, domnul Stoianoglu mai poate fi repus în funcție? Pe cale legală, da, evident că poate fi. Deci domnul Stoianoglu la moment este suspendat, având în vedere când privința sa a fost inițiată urmărirea penală. Și Comisia de la Veneția a spus că, în cazul respectiv, este logic cumva Procurorul General să fie suspendat, având în vedere că el este șeful tuturor procurorilor și plasarea lui în această funcție ar putea influența mersul sau corectitudinea anchetei penale. Totodată, venit cu o soluție ca să existe un filtru, să nu existe o suspendare de drept, dar să existe un filtru și acest filtru este CSP și acest lucru, de fapt, este încorporat în acest proiect despre care am vorbit, care a fost expediat către Consiliul Europei, către grupul și, de lucru al Consiliului Europei. Și între timp există acest interimat pe care îl asigură domnul Robu, iarăși mult se întreabă cât ar putea să dureze acest interimat și ce se va întâmpla după? Deci interimatul... Când se va anunța un nou potențial concurs pentru suplinirea acestei funcții de procuror general? Deci un potențial concurs urmează sau poate fi inițiat în momentul în care funcția este vacantă. La moment, funcția nu este vacantă, este doar temporar vacantă. Acum, da, asta și este răspunsul la întrebare. În momentul în care funcția devine vacantă, în momentul respectiv, Consiliul Superior al Procurorilor poate iniția procedura de concurs pentru a alege un nou Procuror General. Sunte... Potențial. Sunteți mulțumit cum se livrează acum rezultate asigurându-se acest interimat la Procuratura Generală? Ceea ce pot să vă spun este că Procuratura Generală, din punctul meu de vedere, a devenit mult mai curajoasă a inițiat anumite, anumite investigații pe cazuri de mari corupții, așa cum înțeleg eu semnificația acestui termen. Sigur că vrem să vedem și o finalitate în sensul în care să avem și condamnări a celor mai persoanelor care au furat și în raport cu care este dovedită vinovăția și săvârșirea actelor corupționale. Și eu sper că lucrul ăsta se va întâmpla. Da, finalitatea unui dosar nu se poate face într-un timp foarte, foarte scurt, dar în același timp lucrul ăsta nu este imposibil și noi trebuie să facem cel puțin din partea executivului vor fi întreprins toate măsurile necesare legale pentru ca să nu zădărnicim, să nu obstrucționăm acest proces. Da, aveți informații cum decurg investigațiile pe baza celor mai răsunătoare dosare despre care atât de dar, mult s-a vorbit în societate? Doar ceea ce este în spațiu public, nimic mai mult. Ați efectuat o vizită în Israel, v-ați întâlnit cu omologul dumneavoastră din Ierusalim, dar ați spus că nu ați abordat și subiectul ce ține de extradare, o posibilă extradare a lui Ilan Șor în Republica Moldova. Este greu de crezut că nu ați discutat cu autoritățile din Israel și acest subiect. Poate... Deci, cu, la întrevederea cu ministrul, viceprim ministru, ministrul ministru justiției, domnul Sar, Uh, nu am discutat cazuri concrete. Despre procedură de extradare? Uh, nu am discutat vorbi? cazuri concrete, pentru că nu este competența Ministerului Justiției din Israel să discute cazuri concrete. Am discutat uh, despre uh, cooperarea în materie, uh, cooperarea uh, juridică internațională între aceste două state. Uh, asta este competența Ministerului Justiției din, uh, din Israel, ca să fie foarte clar deci ministrul justiției nu are Dar astfel cu de competențe. În același timp, în același timp, în cadrul instituțiilor din statul Israel există cererile Republicii Moldova care vizează procedura de extradare. Ele sunt în examinare și, cum s-ar spune, mingea este în terenul autorităților statului Israel, Republica Moldova și eu care reprezentant la Ministerul Justiției în măsura competențelor pe care le avem noi în materie respectivă, vom depune toate eforturile pentru ca să, pentru ca să ajungem la niște soluții din partea, din partea, autorităților statului Israel. Deci suntem deschiși, noi am expediat actele, există contacte la nivelul, contacte de lucru, dacă pot spun așa, la nivelul instituțiilor corespunzătoare ale statului și urmează să așteptăm decizia autorităților statului Israel. Mingea este în terenul lor. Da, mulți experți acreditează ideea că statul Israel este țara care nu-și extradează proprii cetățeni. Dar experții se bazează pe ce? Ei spun că pe legea statului Israelian. Am analizat și noi legislația statului Israel și nu este chiar așa. Deci nu este chiar așa că statul Israel niciodată și nici, nici cop condiții, nu-și extradează cetățenii. Mai multe nu puteți să ne spuneți despre acest caz concret. Uh, nu, mai multe nu pot să spun. Am spus uh, cei ce am avut de spus și cei ce uh, consider că este corect. Uh, alții se întrebau dacă nu cumva, după Israel, o să mergeți în Marea Britanie într-o vizită. Uh, noi vom Întreprinde toate acțiunile care reiesc din atribuțiile Ministerului, care sunt prevăzute în cadrul legal și în actele internaționale, pentru ca să facilităm reîntoarcerea, reîntoarcerea celor care au fugit, de, care se ascund de justiția din Republica Moldova. Iată, Constantin Botnari un aliat apropiat al lui Placotniuc, El neagă că este dat în căutare internațională, și el spune că niciodată nu s-a ascuns și că recunoaște că locuiește în Londra și chiar practică acolo și un job în -un cadrul unei activități private. De ce atât de mult se vorbește în presă că este căutat de Interpol? Eu am văzut comunicatul Procuratorii care l-a formulat ieri cu privire la acest lucru foarte straniu, că el spune că nu se ascunde de vreme ce procurorii spun că el a fost a solicitat amânarea avocații săi au solicitat amânarea examinării dosarului, promițând că pe data, pentru ziua de astăzi se va prezenta în fața instanței judecătorești. Mă rog, fiecare Știți cum este o strategie de apărare? Fiecare are dreptul să-și formuleze să și elaboreze o strategie de apărare. Mai sunt și alte persoane, în mai Marea sunt și alte Bretanie. persoane și personaje, da. Uh, din nou, uh, noi vom face, așa cum am promis de altfel, vom face tot posibilul ca să facilităm revenirea acasă a acestor personaje. E destul de dificil această cale să fie parcurs în baza legii de la A la Z ca în, general, sfârșit să fie adusă acasă Extradările nu sunt procese simple și nicăieri nu sunt simple, dar extradarea unor persoane în raport cu care există bănuieli rezonabile că au săvârșit infracțiuni, nu este imposibil. Mai sunt și prin Belgia cetățenii Republicii Moldova care cer azil politic, Bă. spunând că sunt persecutați aici la ei acasă? Da. Am văzut. Am văzut lucrul ăsta. Oamenii încearcă să fugă din țară, gândindu-se că astfel vor fi absolviți de răspundere. Asta Dar totuși eu... nu sunt suficiente convingătoare dovezile care... Au făcut ele, aceste dosare destul de voluminoase? Ele se examinează, procedurile, dacă e să ne referim la statele, la statele unde există stat de drept veritabil, sunt proceduri pe care, care trebuie parcurse, nu se face așa de repede. Urmează inițierea unor dosare, de exemplu, da, poate fi vorba de inițierea unui dosar de către procuratură, în cadrul instanțelor judecătoriești, pentru că acolo, în unele cazuri, trebuie să ia decizia. Și, evident, că aceste procese nu se termină într-o zi. Da, sigur că eu nu cred că vor dura ani, dar iau ceva tip. Dar din furtul miliardului s-a mai recuperat ceva? Uh, nu știu. Bună întrebare. Bună întrebare. Știu că, dacă nu greșesc eu, era vorba de aplicarea unor sechestri pe bunurile care au fost, care au aparținut persoanelor în raport cu care există bănuială rezonabilă că au participat la acel furt amiliat. În spațiul public mai sunt persoane care cred că nu s-a dus la bun sfârșit intentarea sau situația privind intentarea dosarelor politice. Domnul Stoianoclu, pe când era în fruntea Procuratorii Generale, a spus că pe timpul lui nu s-au mai fabricat dosare politice, dar care e soarta celor care au fost fabricate? Da, știu că a existat un grup de lucru, comisie, ceva care a pornit examinarea dosarelor politice, dar nu, chiar nu cunosc chiar nu știu care este, deci în primul rând ce s-a soldat acea comisie și care, au fost, care a fost finalitatea și nu știu ce se întâmplă la momentul de față în cazul dosarilor respective. Asta probabil procurorii, procuratura trebuie să răspundă la întrebarea respectivă. În timpul apropiat, care vă sunt prioritățile și la ce ar trebui să se aștepte cetățenii ca să zică că nu pierd încrederea în cei care guvernează Republica Moldova și că au încredere că totuși ceea ce ați promis ar putea să devină și realitate. Deci sunt uh, cinci. Uh, priorități? Uh, da, cinci priorități pe care, pe care le propunem în 2022. Prima, am spus, așa numită evaluarea candidaților la funcțiile de membri CSM și CSP. Uh, precum am spus, adoptăm legea în luna februarie, martie-aprilie procesul de uh, verificare, în mai uh, au loc adunările generale și prin luna iunie avem un CSM și un CSP nou. Uh, mai departe, avem în plan reforma Curții Supreme de Justiție pentru transformarea Curții Supreme de Justiție într-o instituție de casație, uh, cu micșorarea numărului de judecători, cumva rezultă această reformă din modificările constituționale. Deci, până la sfârșitul anului, sperăm să avem o nouă Curție Supremă de Justiție, 3. Începem vetting a judecătorilor și procurorilor, reforma mare, care probabil uh, procesul nemijlocit va începe în vară, în toamnă. Până atunci, iarăși, trebuie să pregătim proiectele, trebuie să le coordonăm Consiliul, uh, cu Comisia de la Veneția, Consiliul Europei, trebuie să avem uh, asigurate aspectele logistice pentru ca din vară, în toamnă, să înceapă activitatea uh, această, uh, această comisie. Patru, vorbim de uh, o reformă a procuraturii Anticorupției și a CNA-ului, așa cum am promis, așteptăm acum un raport uh, cu privire la care ar fi opțiunea cea mai bună, pentru că există două modele, ambele Cine în fond, da, de deci, sunt, ca deci sunt ca două instate. modele, este modelul ucrainesc unde funcționează NABU, deci o instituție similară CNA-ului și Procuratura anticorupție, Și există modelul românesc unde uh, unde este comasată, dar unde toată există o singură instituție. Așteptăm încă un raport final să vedem pe care... Uh, dar um, balanța înclină uh, către uh, care uh, scenariu? Trebuie să ne gândim la uh, cum să facem așa încât să... Există o mai bună coordonare a activității de luptă împotriva marii corupții. Deci e clar că ceea ce avem la momentul de față nu merge. Nu merge atât pentru că avem resursa umană care o avem, dar sunt probleme și cu organizarea asta instituțională, pentru că cna are și corupție mic și sus sprijin pentru procuratura anticorupție, trebuie să delege ofițări către procuratura anticorupție, uneori nu deleagă sau dacă deleagă, nu deleagă cele mai competente și cele mai bune resurse umane, competențe prea mari și, deci lucrul ăsta evident că trebuie revizuit. Acum, dacă vom avea instituția CNA-ului ca umbrelă care susțină Procuratura anticorupție separat, fie ea se lichidează în totalitate, dar și aici apar întrebări, dar cei ofițeri de investigație, ei trebuie să vină de undeva ca să meargă la Procuratura anticorupție. Deci sunt nuanțe care trebuie analizate și atunci când luăm o decizie trebuie să ne gândim în primul rând la funcționalitate, la... Crearea unui sistem care, într-adevăr, să fie eficient în lupta uh, cu marea corupție. Deci, asta este uh, a treia prioritate, a patra prioritate, și avem, evident, uh, măsuri de reformă a Institutului Național al Justiției pentru ca să avem o instituție care, având în vedere vetting și având în vedere. Să probabilitatea Nu este de bună da, calitate. Exact, să pregătească uh, și de bună calitate, și ca și din punct de vedere numeric să pregătească un uh, număr de specialiști care ar putea ocupa locurile celor care au, vor fi excluși din sistem în procesul ăsta de curățare a sistemului. Dumneavoastră a spus că pe parcursul acestui mandat pe care îl aveți de a guverna Republica Moldova e posibil să fie livrate rezultate, dar iată opoziția și parlamentară și extraparlamentară se gândesc la organizarea unor proteste în primăvară. A, protestele sunt un drept constituțional de care pot să uzeze oricine nu este de acord cu acțiunile guvernării. Noi am protestat într-un într regim oligarhic împotriva unui, unui individ certat cu legea prenumit Plahotniuc. Cei care acum splâng sau critic acțiunile guvernării atunci, ca regulă, au stat într-o parte și fie au a uh, fost în Parlament și au, uh, au făcut uh, opoziții. Uh, tacetă. Deci opoziții mai mult declarată, decât opoziții pe bunii, pentru Plahotniuc, dacă e să ne referim la. la Apropo, socialist. cunoașteți locația aflării lui? Uh, din cât îi cunosc, este uh, în Turcia. Așa ne-au anunțat din cei cri... de la Procuratura Generală. Da, așa am auzit și eu că este în, în Turcia și aici la fel urmează fi întreprinse mai multe acțiuni, dar ca să revin, evident că este dreptul lor de a, de a protesta. Suntem un stat democratic, și în măsura în care protestele se încadrează în prevederile constituționale și legale, nu văd nicio problemă ca ele să aibă loc. Dar cerințele ei consideră că sunt legitime pentru că se majorează în ritm galopant prețurile, tarifele și că cresc mai lent. Letele, salari, sal, pensiile, salariile. Da, din păcate, suntem într-o uh, situație complicată, determinată, în special de situația din, uh, din lume, creșterea prețului la petrol, la energie, a fost uh, Este o situație, o anomalie, de fapt, și noi cumva am nimerit în această s-au suprapus mai multe crize tocmai când da, exact. ați preluat mandatul de guvernare. Exact. și foarte multe resurse, deci guvernul a, a făcut acele, a luat acele decizii pentru a ajuta cetățenii și foarte mulți bani au mers încolo, deși acei bani, evident că puteau merge și în altă parte, la dezvoltare, la alt gen de proiecte, dar sigur că reieșim din situația reală. Cetățeanul este în prim planul guvernului, deci nu se pune problema prioritizării. Deci e clar că cetățenii sunt prioritatea numărul unu. Și sprijinul care vine din exterior pentru a merge și mai departe cu aceste reforme? despre care promiteți că ar trebui să aducă bunăstare și prosperitate în Republica sprijinul, Moldova, uh, deci va par... fi condiționat, va fi oferit mai lejer decât s-a oferit? Vă referiți la sprijinul, de exemplu... Financiar în... pentru promovarea reformelor, asistența care trebuie... A, vă referiți la asistența macrofinanciară? De... Și, și... Uh... Dacă vorbim de suportul partenerilor pentru reformele în justiție, justiție. De sunt lucruri concrete. La asta mă refer în primul Da, deci sunt lucruri concrete pe care noi le-am solicitat. În primul rând, evident că vorbim de cei trei. Dacă ne referim la reforma de pre sau evaluarea candidaților la funcțiile de membrii CSM și CSP, deci partenerii noștri. Urmează să delegi trei experți internaționali, deci va fi o comisie constituită din șase persoane, trei experți internaționali delegați de donatori, plus trei experți din țară, delegați de către Parlament proporțional numărului de mandate, adică două persoane vor fi delegate de majoritate și una de opoziție. Deci aici urmează să ne ajute, plus suportul. Această comisie va avea un secretariat, discutăm ca. Partenerii să delege experți, analiști, de exemplu, în cadrul acestui secretariat. Deci, avem discuții foarte bune și avem angajamentul că ne vor susține în, în promovarea reformelor respective. Eu le spun de fiecare dată când mă întâlnesc cu ei că astfel de reforme nu pot avea o finalitate și un rezultat bun, fără suportul partenerilor noștri din afara țării. Sunt complicate aceste, în general, aceste reforme în justiție, această evaluare externă extraordinară, sunt sau pot fi implementate doar cu suportul plenar a partenerilor. Da, sunt și voci care se întreabă dacă acești experți veniți din afară cunosc suficient de bine realitățile din Republica Moldova pe, pentru a putea să aprecieze la justa valoare Bine, aici noi am discutat foarte mult și cu Comisia de la Veneția despre acele criterii care vor fi luate în considerație la stabilirea dacă persoana trece sau nu trece evaluarea, și într-un final am ajuns la o concluzie că aceste criterii trebuie să fie de integritate financiară, de exemplu, dacă persoana poate să justifice averile sau dacă persoana a declarat toate averile sau dacă persoana dacă averele declarate corespund veniturilor declarate, deci se face această uh, verificare și, pe de altă parte, vorba de integritatea etică, dacă a săvârșit sau nu acte reprobabile, contrare eticii, de exemplu, judecătorești sau a codului de conduit a procurorilor și doar persoanele care vor trece, această, uh, deci vor trece aceste filtre, urmează să să ajungă la adunarea generală a judecătorilor și procurorilor pentru a fi votați. Deci, aceste două criterii urmează a fi evaluate de către uh, Comisia de Evaluare. Evident că ea va trebui să fie susținută de uh, acest secretariat care va trebui să livreze informația, să pregătească decizii, să uh, realizeze cele analize care ar uh, permite ca membrii comisiei din afara țării, de exemplu, să iau decizii Informat o decizie corectă. Apropo, și despre remunerarea magistraților, unii dintre ei spun că de vreo șapte ani salariile au rămas aceleași și că atunci când ați majorat salariile pentru judecătorii curții constituționale, ar fi trebuit să-i puneți pe toți într-o oală. Da, este o. <coughs> ar fi multe de discutat cu privire la salarii. Eu am o opinie personală la acest capitol. Cert este că este incorrect să majorezi salarii atâta timp cât sistemul nu este curățat. Așa cum s-a întâmplat anterior, din păcate au fost majorări de salarii, dar lucrul ăsta nu s-a făcut pentru oamenii care nu ar avea probleme de integritate și în rezultat am ajuns că acei oameni uh, au beneficiat de salarii majorate, dar în egală măsură au săvârșit acele acțiuni uh, urâtii, corupționale și din această, sau această majorare a salariilor nu a generat îmbunătățirea situației din justiție și minimizarea corupției. Dar noi credeți că în sistem mai sunt persoane cărora să le fie frică de această evaluare? Da. Eu cred că da. Pentru că am foarte discutat mulți. aici pe platoul Europei Libere cu unii dintre ei și spuneau că nu s-ar teme de această evaluare. Da, nu, da, sigur că la nivel declarativ se spune că nu ne temem. Eu sunt, deci, ca să fie foarte clar, eu sunt sigur că sunt persoane care nu au frică de această evaluare pentru că nu au ce ascunde. Bun este. Da, exact, care au averi care corespund veniturilor, care nu au emis decizii vădite ilegale, nu au anulat alegeri, nu au anulat, de exemplu, achitări a unor persoane condamnate în România și li s-au dat suspendări a executării pedepselor, da. Dar în același timp sunt persoane care au mari probleme și eu sunt sigur că evaluarea va. Da, de aceste persoane care au mari din probleme, din ele sistem. sunt o castă, ele sunt puține dar destul de influente sau. Cum e să De obicei, da. Bine, numeric nu știu dacă sunt puțini, dacă sunt. reprezintă o majoritate, reprezintă o minoritate, dar, dar sunt astfel de persoane, din păcate. Înțeleg că și anul 2022 va fi un an când se va discuta foarte mult despre lupta împotriva corupției și despre reforma în justiție. Și este anul, eu cred că cel mai important în ceea ce privește această reformă. Noi Trebuie să avem cele mai mari rezultate, trebuie să le avem anume în 2022. Pentru că, pe urmă, deja încep... se începe un ciclu preelectoral și tot așa, așa mai e, departe. Alegeri locale, alegeri da, prezidențiale, da. alegeri parlamentare da, și se întârzie. Lucru, lucru cel se... mai greu trebuie să-l facem anume în 2022. De asta, așa am menționat cel puțin acele cinci reforme majore care trebuie, priorități. priorități. care trebuie să le facem. Noi avem la minister foarte multe activități, dar încerc să vorbesc mai puțin. La fel de importante, de altfel. Avem avocați, avem notari, avem în general spunea că referitor la obținerea unei funcții de notar, se mai plătește mită și până astăzi și suma e destul de mare. Bine, a fost o perioadă când nu au existat concursuri la funcțiile de notari. A existat o șmecherie, așa numită schimbarea locului de activitate între diversi notari, și noi, acum, recent, Guvernul a aprobat o lege prin care a scris expres că nu se permite schimbarea locului de activitate a notarului. Deci, concurs, dacă se participă la concurs, concursul trebuie să fie cel care uh, decide. Eu am discutat cu o tânără specialistă care zicea că, la momentul când a a făcut tot pachetul, dosarul ca să se angajeze ca notar, a ajuns la cineva care i s-a spus că această funcție, astăzi în Moldova, se ridica ca să o obții până la 250.000 de euro. Uh. Uh, bine, nu. Vă zic și eu din ceea ce am auzit, asta trebuie probat uh, oricum. Dar. E loc unde da. încă să lucrați mult și bine. Da. Nu v-am întrebat despre situația din penitenciare și despre promisiunea pe care au făcut-o autoritățile Republicii Moldova că va fi construit un nou penitenciar. Din 2014. 8 da. ani. Da. Și încercăm să pornim acest proces. Suntem la etapa când. A fost inițiat concursul pentru selectarea companiei care se va ocupa de construcția acestui penitenciar. Este un proiect grandios. Sunt nuanțe și detalii care trebuie încă soluționate. A fost un deviz aprobat între timp s-au mai schimbat prețurile, ar fi un alt, cuantum alt quantum final a acestei construcții, dar trebuie să facem totul pentru ca în 2004 ani de obicei să avem construit acest penitenciar. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii, domnule ministru. Mulțumesc și eu.